eu am făcut un pas către dumneavoastră, consider că abia acum începe el pentru dumneavoastră, dar cu citirea cărții. Am să vorbesc puțin despre carte, să știți la ce să vă așteptați. Dacă ar fi să mă încadrez, ar fi o carte despre dezvoltarea personală, care se vorbește mult în ultima vreme. Și am ales să scriu astfel de carte pentru că astfel de cărți mi-au fost mie prieten foarte bun. Atunci când nu găseam răspunsuri în ceilalți, să spun așa. Și ce am învățat de la cărți, de la multe cărți de dezvoltare personală, este că de multe ori noi suntem cel mai bun prieten al nostru. Și că foarte puțini au curajul de a vorbi despre ei înșiși. Iar această carte este vorba despre mine, dar cred că în egală măsură despre noi toți. Pentru că cine nu a căzut, cine nu s-a ridicat, cine nu s-a înduit, cine nu a avut să fie iertat, cine nu s-a simțit vinovat sau plin de rușine sau plin de